Și aici este vorba de ceea ce înseamnă deficitul excesiv. Și de ce vorbesc despre acest subiect? În anul 2008, România, pe fundul unei creșteri economice de peste 8%, a avut deficite peste 5,4%. Ceea ce a urmat a fost declanșarea de către Uniunea Europeană a procedurii de deficit excesiv. Adică o sancțiune impusă de Comisia Europeană pentru faptul că România nu a respectat limita de 3% de deficit, mai ales într-un an când a avut o creștere economică de peste 8%. Și din 2009 încoace, România este într-o procedură de deficit excesiv cu Uniunea Europeană. Asta înseamnă că trebuie să-și reducă cheltuielile bugetare pentru a ajunge la limita tratatului de la Maastricht impusă de 3% deficit. Deci România astăzi plătește incoerența și, ca să nu folosesc termeni mai duri, lipsa de responsabilitate politică și fiscală a celor care au guvernat în anul 2008. Dincolo de efectele crizei care au venit și s-au suprapus peste procedura de deficit excesiv și a făcut situația unei și mai dificilă, avem și această responsabilitate din anul 2008 care ne costă. Și atunci, pentru a ne putea încadra în țintele de deficit, a trebuit să ajustăm politicile statului pentru a ajunge în 2012 la 3% din PIB. Și știți că anul acesta avem 4,4% deficit bugetar, iar în 2012, 3% din produsul intern brut. Dacă România n-ar fi adoptat aceste politici de limitare a cheltuielilor, ar fi avut un deficit de peste 14% astăzi. Cu alte cuvinte, era de multe o situație mult mai gravă și mai dificilă decât Grecia sau alte state care au probleme. Dar, având această politică nepopulară, dar sănătoasă pentru ce înseamnă finanțele statului și viitorul țării din punct de vedere economic, pentru că s-a reușit o stabilitate macroeconomică, o ieșire de recesiune ca prima etapă spre ieșire din criză, acum putem să avem o stabilitate și un pic de optimism, cu condiția să nu se facă pași înapoi, să se cadă patima populismului. De asemenea, România are o datorie ca raportată la produsul intern de 31%, limita maximă este de 60% potrivit tratatului de la Maastricht. Din acest punct de vedere, modificarea constituțională de la 138, care spune așa, statul trebuie să evite deficitul public excesiv. Deficitul bugetar nu poate fi mai mare de 3% din produsul intern brut, iar datoria publică nu poate depăși 60% din produsul intern brut. Sunt prevederi care mai au corespondent și unele țări din Uniunea Europeană, Germania deja are din 2009, Franța le dezbatere în Senat, dacă am înțeles corect, încă în acest moment, pentru a introduce asemenea prevedere și care introduce o rigoare și o disciplină în finanțele unui stat, cu o responsabilitate în plus pusă pe umerii politicienilor, în detrimentul populismului și a politicilor care nu au acoperire economică. Deci, includerea în textul Constituției a unei asemenea prevederi ne va aduce garanția că românii nu vor mai avea parte de politici responsabile, așa cum a fost în anul 2008, nu vom mai ajunge la procedura de deficit excesiv, nu se vor mai face cheltuieli fără acoperire, nu se vor mai face comisiuni populiste care să nu găsească corespondent în activitatea economică a țării și România va fi ferită de consecințele nefaste ale unor potențiale crize economice viitoare. Pentru că ceea ce se întâmplă și în America și la alte părți ale lumii ne trage încă o dată un semnal de alarmă și o invitație permanentă la prudență în ceea ce privește politicile publice ale statului. Din nefericire, dacă ne uităm la ceea ce propune astăzi Alianța Socialistă, este exact opusul. O invitație permanentă la cheltuirea banului public fără acoperire, la majorări de beneficii sociale fără acoperire, la mărirea numărului funcționarilor statului și la crearea de purtători de hârtii care să încarce factura socială și fiscală a statului. Mă refer aici la propunerea de înființare peste județe a unor noi structuri administrative care să poată hârtii în primul rând și să mărească angajații la stat, numărul angajaților la stat, în loc să se preocupe exact de opus, de reducerea cheltuielilor cu funcționarea statului și de mărirea numărului lucrurilor de muncă la privat și nu la stat. Această atitudine a Alianței Socialiste de nu au înțeles nimic din această criză economică.
De aceea este nevoie pentru a pune o barieră definitiv acestor tipuri de politici care n-au susținere economică, să punem o barieră de natură constituțională ca politicieni, ca Ponta și Antonescu, să nu mai aibă terenul populismului deschis și să compromită șansele de modernizare și de dezvoltare a țării. Și pentru orice alt politician de aici înainte, gen Tăricean și Bozganean din 2008 sau Ponta și Antonescu din 2011, care doar soluția populismului o văd pentru a câștiga competițiile electorale. Criza asta ne-a arătat că responsabilitatea este soluția de guvernare pe termen mediu și lung și sunt convins că și oamenii încetul cu încetul apreciază mai mult pe cei responsabili decât pe cei populiști. Și asta s-a văzut și în unele alegeri din Uniunea Europeană, inclusiv în Letonia, cu un partid care a luat măsuri a câștigat următoarele alegeri, pentru că oamenii au apreciat mai mult responsabilitatea decât demagogia și populismul unora care promit fără acoperire. De aceea, trebuie să avem curajul să punem la nivel constituțional o asemenea limitare.